purtată de femei, cântată în versuri, imortalizată în tablouri, cămașa cu altiță rămâne o sursă de inspirație pentru toate timpurile. Vechiul nostru cuvânt pentru a desemna cămașa cu altiță este de fapt cămașă. Undeva în perioada interbelică începe să-și găsească așa o tot mai mare răspândire, în special în mediul celor tineri, cuvântul ie, desemnând acea piesă pe care o poartă femeile cu numele de cămașă, dar care este desprinsă de poale. Aparte cămașa și aparte poalele. Ie, iuță și tot așa mai departe. Simbolistica ancestrală, care spune povestea neamului nostru, înveșnicită pe cămășile tradiționale românești de bunicile și mamele noastre, este transmisă din generație în generație de-a lungul mileniilor. Cămașa noastră cu altiță este una foarte veche, de aproape 2000 de ani. O regăsim pe columna lui Traian de la Roma, purtând-o femeile dacice. O găsim pe monumentele de la Adam Clisi. Este o vechime considerabilă. În straturile vechi ale culturii, orice element, orice motiv ornamental a avut semnificații. În structura cămășii se văd foarte clar aceste semnificații. Le-am și numit altița ceruri, încrețul pământul, râurile, apa ca element primordial care susține viața, dar care este și un element cosmic. Este important să păstrăm aceste structuri, aceste semnificații, pentru că în ele se concentrează niște mesaje foarte importante ale identității noastre. Mulți renunță să cumpere o ie atunci când prețul ei depășește salariul mediu pe economie. Și pentru că vrem să adoptăm ceva asemănător portului nostru popular, căutăm alternative mai accesibile. Putem totuși numi ie o cămașă cu ornamente replicată în sute de exemplare? Pentru răspuns vom explora minuțios decorațiunile, alături de principalul etnograf din Republica Moldova. Le vedem aici foarte clar. Observați cum sunt organizate. În două părți, în două jumătăți egale. Aici două jumătăți egale, două jumătăți egale. Pe umăr vedem anumite motive care nu se repetă aici, nu se repetă aici și nu se repetă mai alt, în altă parte. Este tipul de cămașă care reprezintă fondul nostru arhaic, fondul nostru vechi. De ce considerăm noi că în zilele noastre este foarte important fiecare dintre noi să respecte această structură a cămășii cu altiță? Pentru că, în alt caz, noi o să ne apropiem prea tare de cămașa ucraineană sau de cămașa bulgarilor. În cămașa ucraineană o să vedeți o singură compoziție aici în față. Ca să deosebim cămașa ucraineană, deci de aici încep compozițiile de pe mânică, partea aceasta rămânând albă, și aici e o singură compoziție. Creatorii acestei piese vestimentare au elaborat cu grijă fiecare detaliu ornamental acum mii de ani, anticipând toate particularitățile anatomice și cerințele celui ce urma să o poarte. Arta aceasta este una colectivă. Să aducem în prim plan și cămașa bărbătească. Banda ornamentală marchează înălțimea umărului și dă o mai mare verticalitate din punct de vedere vizual celui care o poartă și imediat aici o vedeți a doua bandă ornamentală ușor mai scurtă care lățește vizual umărul bărbatului. Logica care este? În cazul femeii, altița strânge, micșorează, dacă vreți, umerii femeiești. Ne-am întrebat ce părere are etnograful despre marile dispute dintre casele de modă, care se inspiră din creațiile populare, fără a menționa sursa. Este regretul cel mai mare, mai ales acum când avem un cadru legal internațional și de acum înainte se va continua în acest mod, pentru că e prea atractivă sursa.
Se întâmplă același lucru și cu costumul din Mexica, ați urmărit, și cu costumul din alte spații culturale. Cei care ne reprezintă în clusterele UNESCO trebuie mai devreme sau mai târziu să finalizeze acest cadru normativ în care creatorii, designerii de modă să fie cumva reglementați în utilizarea tezaurului tradițional al poporului nostru sau al altor popoare. La nivel internațional, ziua IEI este celebrată în 50 de țări și în peste 100 de orașe, sărbătoarea fiind dedicată promovării frumuseții autentice a cămășii tradiționale românești.